Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Alina, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă arăt rețeta mea de răzătură de coajă de lămâie pentru toate prăjiturile. Pentru răzătura de lămâie avem nevoie de doar două ingrediente, lămâi bio și zahăr. Dacă nu aveți lămâi bio, folosiți de care aveți, doar că trebuie să le spălați bine cu apă fierbinte și cu un burete de bucătărie. Acum, prin răzătoarea mică, dăm coaja de lămâie. Dăm doar partea colorată a lămâii, pentru că partea albă este ușor amăruie. Am terminat de dat prin răzătoare toată coaja de la lămâie. O pun într-un bol. Am obținut 46 de grame de coajă de lămâie. Acum pun tot 46 de grame de zahăr. O amestec bine. Și o pun într-un borcan. Borcanul trebuie să fie uscat. Și răzătura de lămâie este gata. Această răzătură o folosiți la toate prăjiturile. Răzătura eu o păstrez la frigider și este bună timp de 6-7 luni. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă la canalul meu.